când omul este cuprins de Duhul Sfânt, el rămâne liber sau, pentru a ne exprima mai bine, abia atunci dobândește adevărata libertate, care nu înseamnă posibilitatea de alegere, așa cum spune filozofia etică, ci este reprezentată de voirea naturală și de biruirea morții. Sfântul Apostol Pavel scrie în acest sens: și duhurile prorocilor se supun prorocilor. Aceasta înseamnă că nu profetul se supune harismei, ci harisma se supune profetului. Libertatea omului nu este desfințată, iar energiile intelectuale sau sufletești ale acesteia nu se suspendă. Sfântul Nicodim Aghioritul spune că există trei feluri de beție. Prima este beția produsă de vinul material, care este o stare ce duce la multe rele. A doua este beția produsă de patim. Despre aceasta din urmă vorbea profetul Isaia, atunci că spunea: